Revenim, stimații telespectatori, cu invitatul meu, cu Fane Bărboianu, fostul jucător al Petrolului, acum la Turis. Făcut el o retrospectivă a ce s-a întâmplat așa pe parcursul sezonului și jumătate cât a stat aici la Ploiești. A spus care, din punctul lui de vedere, care s-au fost cauzele majore ale ratării obiectivului de performanță. Vreau să-l întreb și chiar vreau, Fane, să spun o întrebare legată de chestia asta. Este o întreagă saga a fundașilor dreapta în România. Nu prea sunt fundași dreapta. Ce se întâmplă cu chestia asta, mai frate? De ce nu sunt fundași dreapta? Nu știu ce să zic, nu știu ce să răspund. Bine, nu știu, că uite, mă gândesc și la mine. Eu, înainte să devin fundaș dreapta, eu n-am fost fundaș dreapta. Eu la Craiova și cu la mijlocaș. Și tu ai venit conjuntural acolo, la dreapta? S-a accentat să dă Nănaie, țin minte că el era titularul postului atunci și Ovidiu stângă. E un post extraordinar de greu, dreapta asta aici. Da, da. Bine, și stânga, clar, fără discuție. Dreapta și stânga, oricum e... Să blochezi mult. Trebuie să faci și atacul, trebuie să faci banda. Asta spun. Clar, dacă n-ai o pregătire fizică bună, e foarte greu să joci postul ăsta. Și Ovidiu stânga a venit la un meci și a zis, tu joci dreapta. Zic, nea Ovi, nu... M-am jucat, nu știu, tu joci dreapta. Și am jucat bine meciul acela, nu mai țin exact minte cu ce, și nu m-am mai scos. Deci a rămas și postul tău. A rămas postul meu. Și cunoscut acum, în momentul de față, ca fundaș dreapta. A fost fundaș dreapta. Da, da. Dar e greu pentru că, v-am zis, trebuie să susții atacul, trebuie să te și aperi în același timp. Și dacă nu ești bine pus la punct... Mai bine stai. Cauți alt post. Alt post. Da, da. Uite, Petrolul a adus acum un alt fundaș dreapta. Am văzut meciul. Ai văzut bench aseară? Am văzut meciul aseară. Nu vreau să greșesc, am înțeles că poate să joace și mijlocaș dreapta, nu? Te gândești Mendoza? Bine, zic Mendoza? Nu știu, Mendoza. Nu, sincer, acum vă spun... Bine, nu știam ce echipă face domnul Viorel Moldovan, dar mă gândeam că Olaru e posibil să fie mai multă lume a gândit titularul așa. Postului de fundaș dreapta, pentru că știu foarte... S-a gândit că probabil Mendoza asta vine cu meciuri în picioare. 100%, sau știe dânsul mai bine, Mă gândeam la Olaru pentru că eu a fost în spatele meu, să zic așa, toată perioada în care am fost la Petrolul și a crescut l-am văzut cât de conștiincios și cât de profesionist este și cât de bine se pregătește. Bravo lui. Bravo. Ce ai zis, bă, n-are cum să nu fie decât ăsta. Da, așa mă gândeam, pentru că Oli a progresat foarte mult și din punct de vedere tactic, să stea în teren, și din punct de vedere fizic. Gândiți-vă la că eu am făcut cuplu cu fundaș central, fundaș dreapta, cu Oli cele mai multe meciuri, pentru că la noi fundaș știți că am avut probleme. Și asta, încă o chestie, am avut probleme mari pe axul central, cu fundaș central. Și gândiți-vă că am jucat cu doi copii, cu Olaru și cu Manolache. Jos pălăria pentru ei, pentru amândoi, pentru că și-au făcut treaba. Nu le poți imputa nimic. Mi major, da, ca să spui că a fost greșeală de meci de meci. Greșiști. Iar eu cu Oli ne înțelegeam atât de bine, pentru că ca și fundaș dreapta, ca să poți să faci, să ajuți atacul, trebuie să știi că în spatele tău ești acoperit. Păi mie când îmi striga, i-am spus lui Oli, bă, tu ai 21 de ani, eu am 32, când veniți. Păi tu vorbești cu mine, nu ții cont de vârstă. Dacă vrei să mă juri, mă juri, dacă vrei să spui orice, dar vreau să te aud din spate vorbind. Comportă-te ca un colegi. Păi Oli când îmi striga din spate, du-te că te acopăr, păi eu aveam curaj să mă, că știam că el e foarte că puternic. El acolo. Da. De asta spun că eu am avut o relație foarte bună din punctul ăsta de vedere cu Olar. O să aibă, adică, asta e benefică. Dacă a rămas și cu Mendoza la postul ăsta, poate să facă același lucru care îl făcea cu tine. Nu știu dacă o să poată. Cum ai ajuns să semnezi cu Turis? Cum am ajuns să semnezi cu Turis? Asta a dat mutarea în plic negativ și mâine erai la Turis. Da, erau, v-am zis, începuseră să fie discuțiile. Nu pot să neg lucrul ăsta. Pentru că eu am așteptat... Cine te-a vrut acolo? Linkar. Crezi? 100%. Așa, și? Acolo dacă... Bine, nu se trece peste el, știu cum e la echipă. Peste el, nu, dacă Eric nu vrea să ca Fane Bărboianu să vină la Turis, Fane Bărboianu nu ajungea la Turis. Era simplu. Sport. Simplă treaba, nu ne complicam. Ideea e că eu, după ce s-a terminat meciul de la Mioveni, am așteptat... A fost o neînțelegere aici, recunosc.
Pentru că eu nu permiteam să sun, să spun, auziți, mă mai doriți și pe mine la petrol, mai contați pe mine? Adică să te autopropui? Niciodată nu să fac lucrul ăsta. Nicio, deși v-am spus, am avut o relație extraordinară cu oamenii. Nea Costel Lazar, am lucrat cu el la Astra 3 ani jumate, adică ne știm și acum am avut o relație foarte bună de când a venit. Nu puteam să fac lucrul ăsta. Într-adevăr, aș fi mincinos să spun că nu așteptam un telefon. Au fost mici discuții, așa să zic, să rămân, dar stai să... A fost ceva de genul, noi ne dorim să rămâi, exact așa s-a întâmplat, dar nu depinde de noi, depinde de ce dorește noul antrenor. Bă, acum haideți să fim corecți. Discurs corect. Corect. Și e corect, dar nici eu nu puteam să mai aștept. Pentru că eu am așteptat 10 zile. Acum eu, dacă noul antrenor venea și spunea, păi n-am nevoie de fane, bărbă. Pierdeai și colo și colo. Și eu îi refuzasem, vă dau exemplu, Turisu, că sunt la ei, da? Mm-hmm. Îi dăm exemplu pe ei, nu mai dăm celelalte echipe. Adică n-ai avut nicio certitudine că vei rămâne. Bun. Eu așteptam. Așteptam telefonul să mă sune, să-mi zic că te vrea Viorel Moldovan sau nu te vrea Viorel Moldovan. Nu, am așteptat după. Când, vă spun sincer, când eu seara acceptasem oferta de la Turis, a doua zi am fost sunat să spună că mă vrea domnul Moldovan. Băi, ești nebun, vorba la ăsta, domnul Daspie. Nu, așa, chiar așa a fost? Așa a fost, așa a fost. Deci ai atârnat câteva ore? Da. Drept dovadă că am văzut și o conferință de presă și domnul Moldovan a spus că și-ar fi dorit ca eu să rămân și pe această cale îi mulțumesc că m-a dorit. Că s-a gândit la mine. S-a gândit la mine, da. Ți-a părut rău? Rău. Regrete sunt. M-am pus suflet. Unde pui suflet înseamnă și pleci și spui că nu-ți pare rău, înseamnă atunci chiar ești mercenar, cum zic unii. Da. Bă, dar vrei să spun ceva? Poate că e mai bine așa, nu? De ce? Nu știu, poate că e mai bine să te detașezi. La urmă, tu ești fotbalist, da, trebuie să-ți faci treaba unde te duci. Așa este, dar... Ok, te-ai atașat. Da, mult, mult. Niște prieteni pe aici, probabil. Da, eu am familia... Eu de când am plecat de la Craiova, viața mea de fotbal a fost București-Ploiești. Eu și când jucam la București, veneam și petreceam zile în Ploiești. Eu m-am legat de orașul Ploiești când am jucat la Astra. Când am jucat la Astra. Am prieteni foarte mulți în Ploiești. Vă pot spune că am prieteni mai mulți în Ploiești decât am în Craiova, pentru că în Craiova de atâția ani n-am mai fost. Mai uitat. Da, mi-am mai pierdut din prieteni. Bine, fiecare a luat-o pe căi diferite. Păi de asta, pentru că l-am pe Lazar, care e fiind meu și familia mea, când vreau să vin aici, stau aici. Uh-huh. Am și mai prieteni foarte mult și din fotbal. Și pentru mine Ploiești e ca a doua casă, să spun așa. Maica era un pic ștemută aici. Avusesem eu în trecut ceva gânduri, dar nu, pentru că mă stabilisem în București și... Da, de asta sunt regrete, pentru că am avut visul ăsta să promovez, am zis, bă, trebuie să promovez. Chiar dezvolui o chestie, că eram eu izolat în pandemie și le-am trimis băieților înainte de meciul cu primul meci. Cu nu, din play-off. Din play-off. Că ai jucat cu Rapidul. Da, și le-am trimis un video motivațional. Recunosc și o să... M-a afectat tare mult că n-am putut să joc în play-off-ul ăsta și faptul că n-am reușit să ajut și să promovăm. Poate și nu cred că numai eu am simțit asta și ceilalți băieți, pentru că la meciul la mine venea și noi asta ce dezvoltare și parcă s-a eliberat așa, fiecare jucător a scos tot rău și a zis, hai bă, să jucăm. Ai mai vrea să mai vii vreodată la Ploiești? Niciodată să nu spui niciodată. Eu am rămas în relații extraordinare cu absolut toată lumea de aici. Nu am plecat certat cu nimeni. Pur și simplu, așa mici, a fost să fie. Da, mici neînțelegeri. Eu n-am mai avut răbdare. Pentru că eu când dau cuvântul și promit ceva la cineva, păi promisiunea e promisiune. Eu mă duc și mă văd cu omul ăla. Dacă nu mă înțeleg, asta e partea a doua. Dar tu îți faci datorie. Dar eu fac datorie. Am înțeles. Eu fac datoria, pentru că uite, vă povestesc un episod tot din viața mea. Eram plecat de la Astra și eram între Craiova și Dinamo.
Și m-am dus, am negociat cu domnul Rotaru. Și nu, am negociat, ne-am pus de acord, era seara târziu la club, la birouri, la dânsul. Fane, uite, rămân actele la redactat, dimineață, la prima oră, semnezi. Zic, bine, domnule. A doua zi dimineața, când m-am dus să semnez, nu mai erau sumele de erau seara. A trebuit doar să... Da, să schimba, să nu te uiți. Da, eu m-am... Nu știu, eu am luat actele frumos, le-am citit. S-a întâmplat un mic... O virgulă. O virgulă acolo, nu. Ce virgulă? Că se schimbase președintele. Venise domnul Giorgău. Domnul Giorgău, ce-o fi crezut acum? Că sumele alea sunt cam mari și hai să-i mai tăiem ăstuia din sume. Nu, am spus, vă mulțumesc. I-am spus și și domnului Pavel Badea și domnului Rotaru, vă strâng mâna. V-am promis că vin și negociez cu dumneavoastră. Da, am fost corect, da, am plecat. Mă urc în mașină pe autostradă la intrare în București. Mă duc să vorbesc cu Dinamo. Că mă sunase, atunci aveam impresar pe Giovanni Becali. Mă duc să vorbesc cu Dinamo, mă sună de la Craiova. Hai bă că... Hai, gata, tot ce ți-am promis, ce a fost, întoarce-te. Zic, domne, v-am promis că stăm la discuții. Da, am fost cu de cuvânt, da. Așa le-am promis și oamenilor ăstora. Mă duc, văd. Dacă se întâmplă ceva, așa, eu așa sunt. Promit, mă duc pe eu am promis turistului. Nu mai puteam să mai zic după aia, bă, știți că... Eu mă întorc. Cum ești cu banii în față de petrol? Mai bine. Mai bine ca la Plăiești? Da, mai bine. Bravo, înseamnă că ți-ai satisfăcut, da, pentru că aici la petrol a fost o chestie care s-a întâmplat în iarnă, bineînțeles cu acordul meu, s-a întâmplat. Eu chiar am redus din salariu. Ca să rămâi? Da, ca să rămân. A fost o chestie, nu știu, de management... Am scăzut din salariul meu. Și am spus, da. Ți s-a propus sau ai propus tu? Nu, mi s-a propus. Nu contează banii. Rămân și joc și pe sumă mai mică. Dar rămân și joc. Și de asta de multe ori când există, mai vine unul și mai spune, bă, mercenari. Păi nu, eu nu sunt mercenar. Eu am jucat și am jucat din primul minut până în ultimul minut. Nu-ți convine să spun așa, știind ce fac eu. Când eu din primul minut și până în ultimul minut am jucat cu suflet. Ce sistem de premiere aveți acolo? La fel ca la Ploiești? Asemănător. Nu vorbesc sume intrinseci, vorbesc de cum luați salariu, da. Primă de joc. Da. Și ce, aveți și la promovare? Promovare, bineînțeles. O sumă. O sumă, fiecare jucător. Vi se reține din premiere... O sumă care vi se dă întreagă la promovare sau nu? Nu, e separat. Premiera e premiere. E separat de... Cât luați la victorie, mă? Hai să ne mai... Cum? La victoria, la deplasare. Cât e... Da, cât bateți petrolul aici, cât... Cum e? Variază. Ai funcție de echipă, da? Una e să câștigi cu, nu știu, cu tot respectul, reșița. Hai să zicem cu slatina. Cu slatina. Așa, și alta e să câștigi cu petrolul. Am înțeles. Contează mult echipa cu care joci. Spune-mi, te rog, cum te-au primit noi colegi? Foarte bine. Păi mă știam, bine mă știam. Aveam contact cu majoritatea, dar Cioinac deja, care e fost petrolist, Buleică, care e și el asemenea, finul meu, a jucat aici. Și ăla e finul tău? Da, dar câți ai, măi, frate? Am vreo 4. Ai? Da. Da, oameni de suflet. Vă înțelegeți bine? Foarte bine. Un grup mai unit ca la petrol. Foarte bine, da, un grup foarte bun. Am găsit un grup unit, un grup frumos, de exemplu, când e de distracție, vă dau un exemplu, când e de muncă, e muncă. Când intră în teren, nu auzi pe unul să zică, știi, mă, și bagă, se bagă la se bagă și la antrenament. La turist. Da, pentru că, v-am zis, dacă mergem la masă, hai să mâncăm, nu mergem 2, 3, 4. Toți. Mergem 14, 15. Un grup foarte frumos. Am găsit un grup foarte frumos. Și bineînțeles, asta e datorită și antrenorului, pentru că a știut să țină grupul și... Deci că îți place limba asta. Da, îmi place. Ce am văzut în... Eu am mai lucrat cu Eric la Chiajna în trecut, bine, și cu Marius Baciu. De ce, e drastic așa? E spirit sau... Nu e drastic. E un antrenor din valul nou, un antrenor cu metode noi, un antrenor care... are anumite principii. Fiecare antrenor are principiile lui. Automat, când
Flavius avea un principiu, Costel un principiu, Eric are un principiu. Trebuie tu ca jucător să te adaptezi repede. Cum îi ziceți? Mister. Tot mister. Mister. Păi un mister. Mister. Da. Trebuie să te adaptezi metodelor. Tragem o concluzie. Vestiarul mai unit ca al lupilor. Și sunt 3 săptămâni. Da, e unit, e unit. Unit. Da, e unit, e da. Unit, e unit. Dar și uite că și voi ați pierdut tot după minutul pierzi 90. Pierzi la Slobozia. Să știți că vreau să punctez, să nu creadă lumea că la Petrol au fost grupuri. Nu au fost grupuri. A fost un vestiar unit și la Petrol. Dar cum să spun? Dar au fost și grupuri. Nu pot să spun grupuri. Că v-aș spune dacă... Ce grupuri? Că vorbea Hamza cu Vajușe. Păi ăla nu știe altă limbă, vă dau un exemplu. Eu nu știu. Nu, perioada când am stat eu nu am fost. Nu. 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 Chiar îmi pare rău că un grup frumos, așa, băieți cu caracter frumos, băieți care, dacă îi spuneai ceva sau unul era mai nervos, celălalt știa să aplaneze și să lase de la... Adică îl știa mai adică bine. N-au fost, probabil. Cât am stat eu la Petrol un an și ceva, n-am o ceartă să ne batem sau, Doamne ferește, sau cum să mai întâmplă. Se mai întâmplă, da. Se întâmplă, sunt momente când cedezi. Uh-huh. Bă, dar nici când auzeți sau când ați auzit ce salariu avea Ionel? Nu mă interesează. Nu ne interesează. Pe niciunul. Pe tine, am zis. Pe tine nu te interesează. De ce să mă interesezi? Dar pe alții interesa. Păi înseamnă că nu e bine dacă interesa. Și de ce? Păi dacă Ionesc a luat salariul X, înseamnă că Ionesc a fost tare la negocieri și a știut să-și facă contractul. Păi da, dar n-a fost că fiecare jucător... n-a fost pe teren. Asta e partea a doua. Fiecare jucător, după ce și-a negociat și a strâns mâna cu oficialul, înseamnă că e mulțumit cu ce a negociat. Că eu când îmi fac un salariu, mă gândesc, bă, am asta, am asta, am asta. Trebuie să-mi fac niște calcule, bă, eu nu pot să trăiesc cu 1000, cu 2000, cu 10.000. Îmi fac niște calcule. Când mi-am strâns mâna cu oficialul și m-am uitat în ochii lui, păi sunt mulțumit. Nu mă interesează că ăla care vine după mine are 7.000 mai mult. Nu mă interesează asta. După calculele tale, poate vreuna din astea două echipe, Turis sau Petrolul, să promoveze anul ăsta? Mi-aș dori amândouă. Lasă-mă că și eu mi-aș dori, dar am de zile îmi doresc. Multe. Da, pot. Da? La ce? Eu zic că e un campion foarte, o să fie un campion foarte ciudat. Și mai încărcat. Psihic. Mai încărcat ca anul trecut? Da. De ce? Pentru că sunt 20 de etape. Ai prins primele 6. Dacă ai prins primele 6, acolo chiar, acolo se poate întâmpla orice. Pentru că Petrolul a luat bătaie la Faro, da? E gata, i-a băgat sub ei. Nu mai au șansa revanșii. Orice punct contează. De asta și noi, și orice echipă. Joci cu Reșița următorul meci. Păi dacă cu Reșița, nu, stai că hai că scoatem un egal, că în retur poate nu mai merge, că nu mai e retur. Și contează orice punct. Aveai dușman aici, la Petrol? Nu. Toți vorbeau frumos. Răspunsul era nu știu, așa cred eu. Nu. Dar tu toți. Știi că nu aveai. Nu aveam. Toți îmi vorbeau frumos în față. Știți câți m-au sunat din după ce am plecat? Mulți? Da, foarte. De ce? Și nu mai vreau să zic mesaje pe Facebook din suporteri. Foarte. Lucrurile astea pe mine... Asta te-am încărcat. Nu poate toată lumea să mă iubească. Nu au cum să mă iubească toți suporteri. Că n-ai cum, nu ești mes. Dar faptul... De asta m-am simțit bine aici și am fost și m-am simțit apreciat și la fiecare antrenament și meci am dat totul pentru că știam că lumea ține la mine și văd câte mesaje de încurajare. Și eu nu intram pe site-uri să citesc, mai vedeam, dar îmi trimiteau prieteni, uite ce frumos, 70% s-a vorbit frumos, 30% mai puțin sau nu știu, zic, vă dau exemplu da, așa. Da, da. Ei, păi pe mine lucrurile astea îmi dădeau încredere. Lucrurile astea mie îmi dădeau încredere. Păi cum? Eu nu trebuie să-i dezamăgesc pe oameni. Eu trebuie să fiu meciul ăsta și mai bun. Care consider că este partea ta forte în teren? Ei, acum sunt un jucător cu experiență și... Deci primează experiența în primul rând. Stai altfel în teren. Da, mai e vorba că stai altfel în teren, dar îmi place tare mult ca jucătorii de stă în jurul meu să fie motivați și să trateze fiecare fază la maximum și îmi plac jucătorii care nu cedează niciunei minci, îmi plac jucătorii care
muncesc și aleargă din minutul 1 până minutul 90, pentru că eu aici, vă spun sincer, eu am, din punct de vedere fizic, am stat foarte bine. Dacă nu stăteai din punct de vedere fizic, era greu să te impui. La și partea cea mai slabă, să spun așa? Partea cea mai slabă a fost și... Uite, regret, partea cea mai slabă, regret golul de la cu Sepsi. Mi-asum golul acela și... Cupa. Da, la cupă, pentru că l-am văzut că vine, eu făcusem un sprint de la jumătatea terenului, că s-a pierdut mingea de două ori în partea stânga noastră, pe construcția noastră, și eu eram, confort tactic, eram să deschid. Mingea s-a pierdut, iar eu am făcut un sprint de vreo 30-40 de metri, când am ajuns eu, m-am băgat sub minge și l-am simțit pe adversar că e în spatele meu. Am tot sperat să o ating. Asta ar fi unul din momente în care eu mi le reproșez. Și, în general, îmi reproșez rezultatele. Că rezultatele, victoriile le-am făcut împreună, înfrângerile sau egalurile tot împreună le-am făcut. Că nu sunt, n-am jucat singur. Clar. Care e cel mai frumos gol care l-ai dat vreodată? Pe Ilion. Unde? Cu cine? Cu Dinamo. A fost momentul descătușării. A fost momentul... Precis, da, cum a zis, fost. Da. Poate voi... Sincer, iar că mi-ați auzit să-mi... La începutul campionatului mi-a zis, bă, vreau să dau și un gol. Că dau rar goluri. Eu sunt cu pasele, cu centrările. Vreau să dau și un gol. Așa în caz, cum a fost acum la Mioveni, că m-am dat de vreo trei ori la poartă și nu am reușit să dau. Nu mi-a intrat. Așa în caz mi-a fost la meciul cu UTA, că Iacob a scos... Aia de sub bară. A scos acolo mingea aia, am văzut-o în poartă. I-am și zis după meci, 7 șuturi dacă mai vin, te uiți după ele, le faci poză și nu mai scoți așa. Erai tu... Și mi-a l-a prins, zis, l-a prins zis, bine. Tot. Exact așa au fost cuvintele lui. Fratelo, eram în transă de la public. S-a deci încărcat. Era motivat, da. Și el. Da, îmi spusese, da, câteva mingi înainte. Da, și era și el motivat. Mult, da, cum încep. Îl am coleg pe Nicola acum, la turist de la Faro. De la Faro. Da, ei vorbeau între ei. Mamă, mergem pe Ilioan, gazonul bun, stadionul plin. Da. Mii de oameni, 4-5 mii. Da, da, da. Le era drag să vină, îi motiva și pe ei. Toate echipele sunt așa, numai când eu știu. Când pe Ilioana și vezi, mamă. Zeci de echipe care veneau, da, aici, făceau poze, primul, da, lucru, care, da, făceau, da, poze. De multe ori ziceau, de multe ori și ziceau, bă, să nu luăm gol, că dacă poate prinde, dar să nu luăm, că dacă... Toate gândeau așa, dacă ne dau ăștia gol repede, după aceea ne încarcă. Da, da, dar nu s-a întâmplat asta. Da, bine că nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat primit, pentru că... Spune-mi, de ce crezi tu că a scârțit pe toată perioada asta relația cu mass media Prahova? Pe mine când m-ați cerut la interviuri sau la discuții, eu am venit. Și dacă nu mă știu, l-am venit cam numai în momentele numai grele. Grele că păi știi din ce cauză? Pentru că e ușor să vorbești la victorii și greu la înfrângeri. Cam așa se întâmplă. Da, sincer să vă spun, și că suntem bărbați. Suntem așa bărbați, nu fotbaliști, sunt bărbați. Mă duc cu pieptul în față până la final, că asta e, nu las cap. Nu las capul. Spune-te, rog, în afară de... Ai mai văzut vreo emisiune de-a mea? Aproape. Am văzut. Așa, măcar, da, la nivel... Da, am văzut. Și cu colegi de-ai tăi, ai văzut vreo emisiune? Cu Marinescu, dacă cu Marin. Da. Ți-ai dorit vreo secundă, în momentul când vorbeam cu Marinescu, să fii și tu prezent la emisiune? De ce nu? Nu zic, ți-ai, da, dorit? Da, da. Eu când fac emisiunile și cu fotbaliști, la asta mă gândesc, că poate la un moment dat ei văd și poate că la un moment dat înțeleg că aici nu e tocătorul. Nu e, pentru că aici ai șansa... Fiecare jucător poate pe unul cheamă azi la interviu. N-ai timp să spui la interviu ce simți, cum vezi lucrurile, ce ți-ai dorit, ce îți dorești. Mai trebuie să fii și genul de bărbat care să poți să te deschizi. Bineînțeles. Că dacă stai, bineînțeles, și răspunsurile tale sunt da, nu, poate, și așa mai departe. Știți care e marea problemă în ziua de astăzi, în general, a jucătorilor? Că nu și-asumă. Eu mi-asum că am venit la dumneavoastră și mi-asum ce am scos pe gură. Așa se întâmplă, așa se întâmplă, mă, și la ei, în familie? Nu știu. E în funcție de... Cât de bărbat de trăirile fiecăruia, de... Bărbăția fiecăruia? Nu știu, chiar... Eu așa sunt în viața de zi cu zi. Eu dacă am ceva să-i transmit unui om, îi spun în față.
Nu mă duc la jos, știi că mă duci pe la... Nu. Te-ai gândit vreodată la retragere? Nu. De unde ai vrea să te retragi? Ah, e greu. N-ai știi, nu știu să-mi spui. Nu te-ai gândit. Am avut acum o... Ai vrea să Craiova? Am avut o tentă de Craiova acum, dar nu să mă retrag. Nu să te retragi. Nu, a fost, a fost doar așa? Da, a fost discuții. Nu știu unde mă duce viitor. Vreau să mai joc cel puțin 3-4 ani. Dacă mă ține Dumnezeu sănătos și să n-am parte de accentări, că în rest fizic sunt foarte bine. Ești bine. Da. Ai două nume de sfânt, Ștefan și Nicolae. Întrezi că luna decembrie pe 6 și pe 27 e Iureș. Ai mulți prieteni. Ha, știți cum să umple casă. Plus Revelionul, plus Crăciunul. Păi da, eu când am intrat decembrie în vacanță pe 20, eu termin pe 7 de Sfântul Ion. Când pe 24 deja e o ziua, nu știu dacă mi-am prins o ac să o fac acasă. Tot timpul în cantonament. Nu mai în cantonament. Am la torturi ai în Antalya. La tort. Asta am vrut să în zici. Antalya. Torturi. Mă știu turcii. Deci știu turcii. A venit Bărboianu pe 24. Aceasta a fost emisiunea, stimații telespectatori. A luat sfârșit, ca orice emisiune care capătă astfel de invitați. Fane Bărboianu, fostul jucător al Petrolului, actualul fotbalist al Turisului. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune și pentru sutele de kilometri făcute special pentru a veni aici. Vreau să vă spun faptul că emisiunea este înregistrată, că el merge în continuare acum în cantonament. Aveți meci? Avem cu Metaloglobus. Cu Metaloglobus, o echipă extrem de incomodă. Nu știu dacă mai e ce a fost pe vremea lui Marius Măldărășanu, dar oricum este o echipă care joacă din tot sufletul. Ei acum trebuie să păzească să nu retrogradeze. Au trecut de la un nivel la altul. Petrolul merge la Reșița. Așteptăm să vedem ce va fi. Dumneavoastră vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a Neconvenționalului. O seară bună, la revedere! Seară bună!